Hei, ia uitați-vă ce inventivi sunt băieții. Știți că au cumpărat foarte mulți cremvâști și am văzut că a luat, cred că l-au făcut Vlad, pentru că văd că are și un castron acolo și fac corn dog. Eu, din câte știu și am mâncat de la patiserie corn dogul acesta, ar fi trebuit să dea un pic foaia de aluat cu un pic de muștar. Cred că ar fi fost mult mai apetisant, dar cu siguranță o să le iasă foarte bun. Și chiar au făcut foarte mulți. Mie mi se pare o gustare, ca să nu zic că ar putea să înlocuiască o masă. Foarte bună, adică, de-a seama, am văzut că o să le bage la cuptor, pentru că au o tavă acolo de cuptor. Cu siguranță astăzi se vor răsfăța și l-am văzut și pe Dani extrem de implicat, chiar îi place să facă treaba asta. Cu siguranță vor avea o masă frumoasă împreună.